Bună, Cătălin, bine te-am găsit. Astăzi Bună! vorbim despre un concurs de vin online, IVCB Vinarium 2020. Da. Care e Bună legătura ziua! ta cu concursul ăsta? Legătura e că prin 2010 m-am apucat de jucăria asta. Am preluat un concurs care nu se mai organiza și care era foarte micuț, pe la 100 și ceva de probe, și l-am făcut un concurs internațional, mare, respectat, temut uneori, simpatizat, în toate normele OIV și de vreo 3 ani am reușit să-l introduc în Federația Marilor Concursuri de Vinuri, Vinofed. Deci e o legătură strânsă. Deci IFCB Da. Vinarium până anul ăsta și începând de anul ăsta se numește Vin. Televinarium. Da. E un context în care trebuie să găsim o soluție la faptul că nu se mai organizează concursuri internaționale, că în cel mai fericit caz o parte dintre concursuri vor fi undeva în toamnă, când, spun eu, pentru vinurile albe și roze 2019, relevanța e destul de mică, adică și Va ciclul fi de tardiv. viață. Da, și ciclul de viață al vinului din recolta 2019 va fi cumva, na, spre, în niciun caz nu în cea mai bună formă, și pe de altă parte ciclul comercial care e pierdut deja, adică ne apropiem de producția 2020. Atunci Ce am înseamnă hotărât, da, uite, anticipez. televinarium? Adică de ce tele? E cu modalitatea de a comunica la distanță în generația noastră încă purta acest prefix de tele, că era Teleenciclopedie. da, exact. Și am vrut să păstrez puțin, sigur, puteam să-i spunem oricum în termenii, în neologismele astea care circulă acum, dar în esență despre asta este vorba. Jurații care trebuiau să vină în România vor sta în țările lor pentru siguranța lor și pentru a nu face, Doamne ferește, dintr-o greșeală, într-un faux pas, să facem un branding negativ și țării și concursului. Vor sta la casele lor, la birourile lor și vor juriza de acolo probele pe care le vor primi într-un kit complet de degustare, cu pahare standard, cu termometru. Vor avea și, cum să spun eu, dacă vrei, butaforia concursului, vor avea badge-uri, călăreți și așa mai departe. Deci încercăm să reproducem în tocmai atmosfera de concurs. Șefii de comisie vor fi în România, vom face lucrul ăsta într-o sală de teleconferințe și vor coordona printr-o platformă plătită pe jurați. Practic, din momentul în care se face degustarea probei de calibrare, totul decurge ca în offline. Bun, acum voi ați făcut un foarte frumos și la obiect filmuleț de prezentare pe care aș vrea să-l urmărim împreună și să comentăm puțin pe el. Eu am câteva întrebări să-ți spun după ce o să ne uităm la el. Da? The 17th edition of the Vinarium International Wine Contest 2020. Board of Vinarium decides organizing the Vinarium International Wine Contest 2020 as Televinarium, the first international wine contest in the world, with international jurors tasting from across the globe, to be organized online. How does it work? Short explanation in 7 steps. 1. The samples will be received by the organizer. 2. Each sample will be assigned a unique cellar number. 3. The judging will be done with the sealed samples, according to the International Organization of Vine and Wine Regulations. 4. All the samples will be transferred to an authorized lab where each sample, under the supervision of a commission, under the highest sanitary standards, will be transferred by sterile transfer into new 100 milliliters containers pre-prepared according to adequate bottling standards.
The containers will be sealed and will receive the same contest number as the source samples. The organizer will apply R or QR control keys for internal use. 5. The samples for all the 4 days will reach each member of the jury, according to the panel they will be part of. The expedition will be made via an express delivery service. The jurors will receive the judging app and will rate on own devices. 6. Tasting sessions. The communication with the heads of each board will take place via an official dedicated platform. Each session will be opened with a general check of mandatory conditions and with the tasting and discussion of the calibration sample. The tasting and grading will take place in the regular way, identical with the offline. The jurors, as always, will not know other jurors' marks. The entire process will be monitored and video recorded. 7. For the final mark, an average is calculated after removing the highest and the lowest marks. The first top 30% of the final marks receive the awards, which are then publicly announced. The buyers will be able to recognize the Vinarium awarded wines through the medals placed on the bottles. Ok. Acum, dacă tot ne-am lămurit cel puțin schematic cum stau lucrurile, practic cele 7 faze în care organizați voi desfășurarea concursului, aș vrea să spun o întrebare care mă frământă. Mă tot uitam la film și mă întrebam de ce e strict necesar ca mostrele pe care le primiți voi de la producători, deci mostre, sticlele de vin, da. Să le transvazați, să le transbordați în acele sticluțe de 100 de mililitri. Te refer la faptul că de ce facem dintr-un volum mai mare unul mai mic? Aia e rațiunea simplă a costurilor de transport. De ce facem noi operațiunea asta? Ar putea fi o întrebare și nu o fac producătorii? Sunt de fapt două întrebări în una. Sigur, da. Una avea răspunsul inclus. E o chestiune de optimizare a costurilor de transport. Dar de ce nu o fac producătorii? Corect, asta e de fapt. Timpul de colectare a probelor oricum este foarte mare. Aici problema se pune în felul următor. Noi avem nevoie de un timp foarte scurt din momentul în care am făcut această operațiune și vinul ajunge la jurați. Asta înseamnă, prin eforturile logistice și financiare pe care le-am făcut, că un curier expres face 48 de ore până la hub-urile din Europa, cel mult. Sunt situații în care coletul poate ajunge și în 24 de ore. Ori a sta cu probe venite de la producători în sticluțe mici, care nu sunt prevăzute pentru păstrare îndelungată, și aștepta să vină toate probele, ar însemna să riscăm, nu știu, într-un interval de o lună, jumate, două luni, ar însemna să riscăm într-un fel buna sănătate a vinului din aceste recipiente. Pe de-o parte. Am înțeles corect. Deci, practic, voi primiți sticlele, le stocați până în momentul în care faceți transferul, iar transferul îl faceți chiar în momentul, sau foarte, foarte, foarte aproape înainte de a le trimite. Foarte aproape. Am semnat un acord de colaborare cu Centrul pentru Studiul Siguranței Alimentare din cadrul Facultății de Chimie de aici, de la București. O facem în condiții ideale, poate mai bine decât ar putea să o facă unii producători în cramele lor. Nu toate cramele sunt perfect utilate din punctul ăsta de vedere. Sub supravegherea unor oameni care cu asta se ocupă, cu siguranța alimentară, și sunt chimiști. Evident, după ce ne-am consultat și cu specialiștii noștri din domeniu, mă rog, asta ar fi o dimensiune sau o motivație pentru ceea ce ne-am hotărât noi să facem. O altă ar fi chiar și de siguranța că ajung titlurile care trebuie, vinurile care trebuie din titlurile respective la jurați. Ar fi foarte dificil să controlăm din Australia până, eu știu, în
Liban. E bine de precizat că voi aveți mostre venite de la producători din România, cât și din întreaga lume. Și asta din e întreaga ideea. Lume, exact. Nu vin numai de la noi. Da. Din... Și atunci noi ar trebui, în primul rând, să trimitem aceste recipiente care nu o să fie la fel, ar trebui să mai suporte un sens de transport și timp, bineînțeles, să trimitem în Turcia, să trimitem în Liban, să trimitem în Australia, lucru greu de realizat. Noi trebuie să facem față unei situații, da. Pe scurt, mostrele vin la voi, voi le faceți bucățele mici și trimiteți ca un joc de puzzle, nu-i așa, ca un kit către degustători. Cu partiții pe zile, pe flight-uri, serii, mă rog. Câte zile durează concursul? Patru zile, ok. Deci aveți ceva mostre. Cam câte mostre primește fiecare jurat? 200. 200. Ok. Da. Acum mă mai frământă două lucruri apropo de momentul în care vor primi jurații kiturile astea și se va începe jurizarea. Bine, care am înțeles, se face pe o platformă de videoconferință, cu notarea se face pe o tabletă. Aplicație. Da. Aplicație a voastră. Bun, ok, dar beau toți din același pahar? Vinul e la toți la aceeași temperatură? Le trimitem în kit, sunt două pahare vinarium pentru alb și pentru roșu, deci din punctul ăsta de vedere nu vor exista diferențe. Vor avea toți un termometru pe care îl punem în pachet, aceeași marcă. Toți sunt profesioniști și vor pregăti probele, dar vor avea această cerință de a arăta șefului de comisie că se află, o să dea termometru, da? O să-l arate și o să poziționez bine și o să vadă că temperatura este aceeași. Pe de altă parte, e o remarcă pe care trebuie să o fac. Spuneam că sunt profesioniști. Un profesionist își asează sau își pregătește o degustare poate chiar mai bine decât la unele concursuri. Spun la unele pentru că la noi a fost întotdeauna ok, dar nu fac probleme din punctul ăsta de vedere. Pentru că toți scriu cronici de vin, toți fac lucrul ăsta, din asta trăiesc. Hai să rezumăm puțin, să vorbim puțin în cifre. Câți producători participă? Nu am o centralizare în momentul ăsta, pentru că noi suntem în plin proces de înscriere în momentul ăsta. Încă nu s-a terminat înscrierea, corect. Nu. Și nu vreau să fac o idee de ordine de mărime, nu neapărat. Din România pot să spun clar că sunt excepții cei care lipsesc și sunt cam aceiași de la începuturi, nu s-au apropiat de ideea asta de concurs. Nu e niciun fel de problemă. Le respectăm opțiunea. Nu spun că îmi pare bine. Cei care vin, câți sunt aproximativ din România? Crame, câte crame? Câți producători din România vin? Care vin în momentul de față, ce 30, știu eu... 30, 40? Nu, mai mult. Cred că ne apropiem de 60, da. De 60, ok. Da. Asta sunt e bine. Sunt inclusiv producători mici. Pentru stațiunile de cercetări, institut, am lăsat să facă ce vor, ca de obicei. Cum să spun, în momentul de față nu îmi pare foarte rău că nu, Republica Moldova, care are și o prezență foarte ordonată, aproape, nu știu cum să spun, ar trebui să fim mai atenți la modul lor de coordonare și de acțiune. Așa e, asta susțin și eu de multă vreme. Așa e, da, corect, da. Dau dreptate. Și producători de care n-am auzit niciodată din străinătate sau de care am auzit și nu mă gândeam că vor înscrie. M-a sunat zilele trecute un mare producător din Macedonia care n-a mai trimis până acum. A văzut filmulețul, a înțeles, i-a plăcut și probabil că mâine cred că le ajung și lor probele. Filmulețul, da. Bată-l vină, iată. Da, a funcționat. L-am făcut într-o glumă. Da, Ruxandra, fata mea, l-a făcut așa într-o glumă. Într-o glumă a ei, dar într-o criză a mea ușor de enervare, pentru că primeai tot soiul de întrebări din asta. De întrebări și atunci am zis să simplific puțin lucrurile. Repet, într-o încercare de adaptare la ceea ce se întâmplă astăzi. Nimeni nu e bucuros că noi aducem pe oamenii aici, că aveam totul aranjat la malul Mării Negre. Cu siguranță conta și simpatia, cum să spun eu, prin empatie, eram acolo.
aveam evenimente, asta e, da. Și câți jurați sunt în total la concursul vostru? În momentul ăsta ne pregătim să facem o extensie în baza unei modificări de regulament la OIV care permite, dacă vrei să mărești juriul de la fiecare panel de la 5 la 6 sau la 7, să poți lua un jurat din țara ta, tocmai din cauza restricțiilor ăstora de circulație. Și în condițiile astea, probabil că ne-am putea apropia de 30. Dacă nu, vom vedea. Ultima zi de registrare ne va spune numărul exact. Oricum, în momentul de față, suntem măcar 25 standardul Deci, la câte care a fost comisii veți proiectat. avea? Deci, 5 comisii în momentul de 5 față. comisii. Ok. 5 comisii Da. câte 5 membri. Cam Exact, asta ar exact. fi. Dacă extindem, vedem cum facem. Da. Bun. Șefii comisiilor înțeleg că sunt toți în România, da? Șefii comisiilor vor fi români pentru că, da, trebuie să fie fizic în sala de teleconferințe Îi și. strângeți pe toți la un loc într-o sală de. Ok. Da. Și fiecare va avea un ecran, fiecare va vedea foarte clar ce se întâmplă cu fiecare jurat, vor avea o linie de comunicare directă tot prin platforma asta. Repet, din punctul ăsta de vedere, nu se schimbă prea mult lucrurile. Avem o problemă tehnică. De la 15 mai suntem obligați să purtăm măști la interior. Nu știu cum o să facem față rigorii astea. Dar mă rog, mai e ceva vreme până atunci. Da, probabil că cine va inventa masca pentru degustarea vinului o să facă bani serioși Da, sigur. la noastră. Cu o gaură, două găuri, mă rog, da. Ok. Da, repet, lumea a stat cam mult și am hotărât să punem cumva umărul și sună așa mare, pompos, dar până la urmă e o inițiativă privată, nu e pe inițiativele guvernului. Am zis să deblocăm puțin. E nevoie să se facă vâlvă, e nevoie ca vinurile să fie evaluate, e foarte bine și pentru vinificatori, e bine pentru public care întotdeauna caută, na, și o evaluare din asta obiectivă și în afara oricărui interes comercial, puteam să stăm, legea mă apăra, spun, domnule, nu se poate, invocăm forța majoră și îl facem și noi când s-o vrea. Nu cred că era o soluție și mă bucur că suntem singurul concurs din lume care se ține la ora asta. Deci, asta e concluzia cea mai optimistă a discuției noastre. Primul și singurul concurs online, virtual, de vin din lume, e bazat la București, în România. Exact. Asta e o veste bună. Sigur, nu, cum să zic, să nu rămânem așa. Au mai existat tentative, a fost în Franța, dar a fost o chestie locală. În Lyon au trimis la 5 jurați acasă cu mașina. Nu are amplitudinea pe care o dăm noi și, da, e singurul concurs OIV și Vinofed. Asta este clar. Nu există în altul momentul de față. Cătălin, când începe concursul? Concursul începe pe 28 dimineața. Am ales ora 10:30, astfel încât și cei de la Londra să poată să nu, adică să fie în confort să intre în jurizare și cei de pe continent care sunt cu o oră puțin mai devreme. Și se va termina duminică pe 28-31, pe 31. Pe Da. 31 Mai. mai. Deci, rezultatele probabil că le vom avea în jur de 1-2. Da, probabil că da. În plus, față de anii trecuți, Vinofedu a hotărât să acorde premii speciale, deci vor fi niște premii ale Federației Internaționale. Și în premieră, pentru că și eu sunt membru FIJEV, după 3 ani de lobby, am reușit să determin bordul FIJEV-ului, Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Vin, da, să ofere premii pentru vinuri cu cele mai mari punctaje din vinuri românești, din soiuri românești sau din cupaje în care soiul românesc este predominant. Ceea ce, iarăși, dă o șansă vinului românesc la afirmare. Unul Deci din veți membrii avea niște FIJEV. premii speciale, să spunem, mai Exact, specific. exact, exact. Unul din Mercatul membrii are. FIJEV
este Burci, care semnează coloana de vinuri din Le Figaro. Ok. Păi nu pot decât să îți țin pumnii, ție și vinului românesc așa în general, fiindcă e limpede că e o trambulină foarte bună IVCB Vinarium pentru vinul românesc. Și așteptăm cu interes rezultatul concursului pentru români și pentru frații noștri de peste Prut, desigur. Da, evident. Mulțumesc tare mult. E important ce faci și m-aș bucura să aibă ecou și efortul nostru și efortul celor care preiau astfel de știri. Să reușim să facem roata care s-a cam pătrățit, să o aducem la forma firească pentru rostogolire. Doamne ajută! Cătălin, succes! La revedere! Mulțumesc! Pa, 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 pa!